fie din punct de vedere spiritual, ce înseamnă milă, bunătate și iertare, fie din interes personal, că nu contează pe cine asuprim sau cui facem rău, important e să n-avem de pierdut, să avem de câștigat, să ieșim întotdeauna în avantaj sau să arătăm celor din jur cine îmi sunt eu în fața mea. Cei doi de astăzi, care erau la rândul lor fiecare slugi al unui stăpân sau unui împărat, trec printr-o încercare destul de sensibilă. Cel amărât întotdeauna împrumută puțin sau cheltuie puțin, pentru că cine are mult cheltuie mult și cine are puțin cheltuie puțin, dar se pare că ajunși amândoi la ananghie, trebuie să arate un gest de omenie sau o radiografie interioară a ceea ce ascunde omul în sufletul lui. Vedeți, noi când mergem pe drum, vedem oameni, dar nu știm dacă sunt oameni în realitate. Noi pe drum când mergem, vedem chipuri frumoase, dar nu știm ce se ascunde în spatele măștii. Tot din întâmplare trăim epoca măștilor, așa că trebuie să avem grijă, măcar în fața lui Dumnezeu, să nu umblăm nici cu mască, nici fără mască. Spune Mântuitorul Iisus Hristos că El caută la inimă, văzând că gândesc cele rele în inimile lor, le-a zis, nu gândiți cele rele în inimile voastre. Datornicul, care era plin de datorii și avea o imensă datorie față de stăpânul său, primește îndurarea și iertarea, pentru că stă scris în Scriptură. Cui greșește mult, îi se iartă mult, cui păcătuiește mult, are și motiv să se pocăiască mult, și atunci când cuiva îi ierți mult, el mult iubește. Iată că contradicția cu Evanghelia o găsim la celălalt datornic, mai mititel, care avea o sumă mult mai infimă față de cel mare, iar acesta, în loc să-l vindece de suferința cu care trăia, mai ales că se și scuzase de rigoare, că ar putea să dea înapoi într-un oarecare timp, dar momentan este prins într-un picior greșit și nu-și permite economic să-și achite datoria, este băgat în temniță. Și o să spuneți de ce s-a pus în Evanghelie tocmai această Evanghelie și ce rol are ea. Are rolul să ne arate că ce se întâmplă în Evanghelia de astăzi se întâmplă în toată ziua în societate. Gamsterii cei mari pot să fie plini de datorii, nu le mai plătesc niciodată și să iartă. Iar cei mititei sunt băgați și închiși până la ultimul leu, dacă e nevoie dublat, triplat, adăugat, înmulțit, până ce reușesc fie să plătească fiscal, fie să plătească cu închisoarea în folosul comunității. Cam așa se explică din Evanghelia de astăzi. De aceea Mântuitorul vrea să ne arate că și pentru această Evanghelie și acest mod de lucru în viață există o cale și o soluție. Împăratul care își face socoteala cu noi, cum spune Evanghelia, este Dumnezeu. Cel care a venit cu 10.000 de talanți, vedeți, nu întâmplător talanți, era un om care avea 10 de calități, fie folosite sau nefolosite, sau avea 10 de obligații pe care nu și le-a onorat niciodată față de societate, față de semeni, față de creator, față de misiunea în care este chemat. De exemplu, am putea compara așa. Un doctor bun, care ar putea vindeca mulți oameni, dar nu o face pentru că nu vrea să o facă gratis. Se gândește așa, la cât am învățat eu și la cât am muncit eu, ce-mi irosesc timpul cu oameni mărunți. Deși el ar putea în taina lui să facă foarte mult bine.
Din când în când mai vezi câte un anunț. Doctorul Cutare a operat 2 cetățeni pe gratis. Dar unde scria că n-ai făcut școala, că trebuie să-i operezi pe bani? Ai avut un jurământ care se cheamă lui Hipocrat și că prețuiești viața, stigmatizezi moartea și o oprești, eradichezi boala și dai viață celui de lângă tine, semenului tău, asemănându-te cu Dumnezeu. Dumnezeu a dat viață semenilor prin propria lui moarte, răstihnindu-se pe cruce. Tu, care ai plin sacul sufletesc de talent, trebuie să-l irosești în acest mod și dacă ar fi să ne gândim la aceasta, ne gândim numai la omul care poate să facă bine gratis, care poate să facă bine necondiționat sau care poate să facă bine din prea plinul inimii. Și aceștia sunt oameni rari, sunt oameni știuți de Dumnezeu, sunt oameni care Dumnezeu îi alege și îi rânduiește și Iisus Hristos ne-a arătat acest mod de a lucra nesuferind durerea poporului, neputințele poporului, necazurile poporului și chinul, nesuferind să-l vadă chinuit de diavol și de stricăciune. Iisus Hristos s-a dăruit lumii prin moartea pe cruce să ne dea nouă viața veșnică. Tocmai de aceea și stăpânul vine la cei cu 10.000 de talanți și aici eu i-aș pune în balanță chiar pe părinții preoți și pe duhovnici care au șansa să mântuiască sute de suflete sau sunt preocupați și n-au timp să o facă sau câteodată sunt obosiți și n-au timp să o facă sau poate câteodată ar trebui să o facă și n-o fac sau câteodată nu există interesul din partea celui care trebuie să se mântuiască și atunci totul intră într-o delăsare sau o apatie, că avem și lucrul acesta, lenea, uitarea, nepăsarea, dracii sufletului sau uriașii cei mari care ne despart de Dumnezeu. Și bineînțeles că ne trezim în fața stăpânului care cere socotel și găsim cei 10.000 de talanți. Puterea învățătorească, puterea de vindecare, izgonirea duhurilor necurate, tămăduirea, darul blândeții, darul bunătății, darul milostivirii, pe care nu le-am lucrat îndeajuns, iar la Dumnezeu s-a adunat datoria. Și datoria a crescut până la 10.000 de talanți. Neavând cu ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut și el și femeia și copiii să-și plătească datoria. Aici problema se complică. Când ajungi să vinzi femeia și copiii și tot ce ai, se pare că mai vorbim și de blestemele acelea de care noi mai spunem câteodată că din neam în neam, din 7 generații, în 6 generații, în 5 generații, în 3 generații, nu știm câți vor trage greșelile acestea, dar câteodată le vedem cu ochii noștri șiruri întregi de necazuri pe care psalmistul le stratifică în două stihuri de la Psaltire. Cuvintele tale mai dulci decât mierea și fagurul, mai scumpe decât aurul și argintul. Și râuri de lacrimi au vărsat ochii mei când am păzit legea ta. Dacă la tinereță ni se pare o glumă, la bătrâneță ni se pare o mare povară. Dacă la tinereță ni se pare flecăreală, șmechereală, batjocură, râs, glumă, hulă, luat peste picior, făcut bășcălie, când încep să se moaie bălămările, picioarele, mâinile, nu ne mai slujește capul, nu ne mai slujește trupul, nu ne mai slujește mintea, nu ne mai slujește puterea, parcă începem să ne trezim și o dăm și noi așa ca hoțul prins în borcanul cu miere. Da, există Dumnezeu, eu am fost credincios dintotdeauna, dar am avut așa un stil al meu de a mă manifesta într-un mod așa mai discret. Nu mi-a plăcut să mă afișez, nu ți-a plăcut să faci nimic, ți-a plăcut să pierzi vremea. Și iată că această vreme se poate răscumpăra printr-o singură chestiune. Căzând în genunchi sluga, s-a închinat zicând,
Deci iată ce scoate în evidență Evanghelia, că nimic nu șterge păcatul la Dumnezeu decât închinarea în duh și în adevăr Creatorului, ori mulțumindu-i pentru toate cele primite, ori cerând iertare pentru nesimțirea și modul de a ne comporta pentru cele primite, ori cerând iertare pentru păcatele noastre și răspuns bun la înfricoșata judecată, ori cerând milă și iertare, ori cerând înger bun păzitor sau cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și în pocăință o săvârșit la Domnul să cerem. Spune biserica în fiecare zi la ictenie.